Spectacolul de Revelion va începe la ora 21:30 pe Splanada William Shakespeare, acolo unde se va desfășura spectacolul care va marca trecerea în noul an, 2016. În încheierea concertelor, un spectaculos foc de artificii va marca trecerea în noul an. Pentru buna desfășurare a evenimentului, dar și pentru a nu exista incidente, toate avizele de la ISU au fost luate din timp. Un cadru s-a deplasat în teren, a verificat absolut documentația și măsurătorile care erau date pe acea planșă, corespund, toate măsurile sunt luate și acest joc de artificii poate să fie realizat. Sunt oameni în teren, sunt oameni unde se organizează acest eveniment, în special firma respectivă, pe lângă pirotehnicianul care este atestat de a organiza acest joc de artificii, are încă 3 persoane care cu stingătoare tip P6, pentru că orice eventualitate să fie în apropiere. Primăria Municipiului Craiova le pune la dispoziția craiovenilor un spectacol de Revelion, care culminează la ora 12 noapte cu un foc de artificii, cu toate avizele necesare, cu toate agrementările, cu firme autorizate. Deci, din punctul ăsta de vedere, craiovenii pot să vină în centrul orașului să petreacă trecerea dintre ani într-o ambianță plăcută. Focul de artificii va fi și acum principala atracție pentru cei mai mulți craioveni care s-au obișnuit să petreacă noaptea dintre ani în centrul orașului. Puțini sunt cei care cred că ar fi vreun risc. Dar de ce? Teamă să fie de altceva, nu de un artificiu sau de... Acum, cum ăștia, cum le-au început să le supravegheze, cred că nu mai e cazul să mai... Dacă sunt în condiții de siguranță și conform normelor, nu. Mai ales că este spațiu deschis. Nu cred că e niciun pericol. Presupun, dacă se iau toate măsurile necesare. Sunt cam periculoase artificiile, că s-au întâmplat atâtea. Mulți copii deja rămân. Și dacă se îndeplinesc toate normele de siguranță? Totuși, între trecerea de ani sunt mai voțără, mai... Și s-au întâmplat și se întâmplă. Nu pot să spună că e neprevăzută treaba de accidente, dar, mă rog, treaba lor. Autoritățile locale se așteaptă ca la Revelionul în aer liber să participe peste 10.000 de craioveni.